În ciuda temperaturilor pozitive din ultima perioadă, iarna încă este stăpână în zonele montane. Dacă ieri zona Orăștiei era afectată de inundații, în această dimineață, operatorul care asigură dezăpezirea și o echipă a Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara au intervenit prompt pentru degajarea drumului județean spre stațiunea Râușor, blocat de arborii căzuți din cauza zăpezii. În zona a început să ningă începând de ieri după amiază, iar zăpada a provocat ruperea arborilor care au ajuns pe partea carosabilă. Imediat ce trunchiurile au fost îndepărtate, operatorul a intervenit cu două utilaje pentru curățarea zăpezii de pe șosea. Dimineața, drumul județean 686 Râu de Mori Râușor a fost deblocat, dar circulația auto se desfășoară în condiții de iarnă. În cursul nopții, conform informațiilor transmise de dispeceratul de iarnă constituit la nivelul Consiliului Județean Hunedoara, s-a intervenit pe toate drumurile județene din zona montană a județului Hunedoara pentru îndepărtarea zăpezii depuse pe carosabil.